Domnule Comșa, victoria în derbiul cu Eurospring 2-1, cum s-a văzut meciul de pe bancă? Foarte greu meci. În fața unei echipe foarte bune, nu degeaba ne-am confruntat locul 1 cu locul 2. Ne-au pus multe probleme, dar mă bucur că printr-un efort colectiv și prin dăruire am reușit să câștigăm și să ne menținem pe primul loc. E un pas important pentru promovare? Eu nu vreau să discut de promovare. Noi jucăm fiecare meci să câștigăm. Vrem să adunăm puncte, vrem să ne menținem sus. Promovarea încă e departe. Experiența lui Pisoi a adus ceva puncte la Sentinel în retur. Da, mă bucur pentru Pisi, a executat lovitura liberă de 2-1 magistral. E plusul care l-așteptam să ne-l aducă la echipă și își face datoria meci de meci. Ați cam încheiat seria meciurilor cele mai dificile. Acum urmează adversar puțin mai ușor, să zicem. Fiecare meci e dificil, pentru că fiecare echipă când joacă cu noi se mobilizează. Nu există echipe tari, echipe slabe. Dacă ai un grup și modezi valoric și lupți și te dăruiești, poți să pui probleme oricui. Așa suntem și noi. Adversarii au protestat la adresa arbitrajului, în focul că n-a făcut un gol de Eu nu vreau să comentez arbitrajul.